Ceva, dar nu le iese nimic nou. Aceleași viețe la trei, că nimic nou. Loc nu le pasă deloc de noi. Loc de pace, fără război. Îi spun că totul deja e mai bine. Cu ușurință vor trece peste tine. Dacă nu le convine, cum și peste mine. Nu vezi când merge vorba de o singură viață. Când ai copii și înțelegi că trebuie să le dai un fel de siguranță. Dar nu poți în această țară. Și apare o întrebare. Hei Dodon, ce ne faci noi cu tine, bre? Când tu te gândești la bani, nu la tineri, bre. Ai vrea să faci un milion, cine nu ar vrea? Numai nu-l fura, te rog, că-mi fur zilele pe care vreau să le trăiesc în Moldova. Dar știi cum Moldova e pizdă? Și din cauza ta și încă câtorva gandoni ca tine, care fur din banii statului să trăiască bine. Nu te vreau, nu te mai suport. Ai demonstrat la o țară întreagă că ești un porc, un parazit fără culoană vertebrală, care a vândut o țară întreagă. Și ea te roagă, fă-ți bagajul și du-te. Ai făcut așa căcat când toată lumea pute. De-ai intrat în istorie, cu siguranță nimeni n-a zis. Uite, te vom memora ca curva lui Plahotniuc și lui Putin. Ai făcut greșeli prea multe. Dacă nu pleci acum o să te ustre. Să-și arde peruc fără să mă mustre. Buletinul de identitate să nu am cu nimic cu tine. Pe fața ta grasă, pe mintea ta bolnavă. La, mi scârb. Gata, gata, oprește. Băi, ce să zic, eu cred că ei nu înțeleg o chestie, frate. Ei nu înțeleg că de fapt sunt niște slujitori ai poporului. Băi, nu vreau să știu dacă despre Dodon e vorba. El este angajatul meu, adevărat. Și când angajatul nu își îndeplinește funcție, da, concediat. Concediat, nu, așa-i. Da. Înseamnă că, teoretic, eu îl pot concedia pe Dodon. Așa, trebuie și dacă așa, pui Dodon, ești concediat. Așa. Nu mai avem nevoie de serviciile tale. Pa! La revedere, fără salariu.